telespectatori și care ne urmăriți prin internet. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră. Este o zi deosebit de specială. Astăzi, la Oradea, începe o adunare de protest în centrul orașului în favoarea familiei Bodnariu, pentru reunificarea familiei Bodnariu, adunare de protest organizată de comunitățile regionale penticostală și baptistă, dar în colaborare și cu celelalte denominații religioase din Oradea. Până când colegii ne vor anunța că începe evenimentul, sunt aici în studio împreună cu domnul Marian Avram, președintele televiziunii Credo, și domnul Steven Bonica de la ziarul Tribuna Românească. Domnilor, este foarte devreme sau târziu, nu știm încă, este noaptea la Chicago sau 4 dimineața, suntem aici deja de vreo mai bine de o oră. Ce considerați că trebuie să reprezinte sau reprezintă adunarea aceasta de protest, de fapt toate adunările și marșurile de protest care au avut loc până în momentul de față? Bună dimineața tuturor care ne urmăriți din Statele Unite și bună ziua tuturor celorlalți de pe din Europa. Cred că aceste marșuri arată clar un mesaj de solidaritate a tuturor românilor, a tuturor creștinilor și a tuturor celor care au familii și locuiesc în alte țări. Familia este, așa cum spuneam și altădată, o instituție creată de Dumnezeu. Este dată ca dar oamenilor și oamenii nu pot să facă nimic decât să se bucure de lucrul acesta și să folosească instituția aceasta pentru dezvoltarea ei, apărarea ei. Și în felul acesta, când oamenii văd că instituția familiei este atacată, atunci au dorința și au datoria de o apăra. Sau, într-un cuvânt, vedem solidaritatea tuturor care au ieșit în stradă că doresc să apere valorile creștine și instituția familiei. Pe mine fenomenul acesta mă duce cu gândul la ceea ce s-a întâmplat ori de câte ori biserica a fost oprimată. În primul rând, se crea un lanț de rugăciune. Mi-aduc aminte când, pe vremea comunistă, în momentul în care aflam de o familie care trece prin încercări, nu se prea spunea de la amvon, vezi că au fost chemați la securitate, la întrebări, dar părinții noștri știau și ne strângeam fiecare în căsuța noastră și pe genunchi ne rugam pentru acea situație. A fost o solidaritate în rugăciune pe care eu n-am să o uit niciodată și chiar am trăit episodul bisericii din Oradea, a construcției bisericii din Oradea. Și mă leg de acest eveniment pentru că chiar protestul este din Oradea. Îmi aduc aminte de acele zile când știam toți că urmează să ne fie demolată biserica și nu am putut sta nepăsători, cu toți, cu mic, cu mare, eram în post și rugăciune pentru problema aceea. A fost o solidaritate excepțională pe care, din păcate, atunci nu puteam să ne o afișăm pentru că era extraordinar de riscant. În schimb, s-au solidarizat alții cu noi, s-au solidarizat atunci americanii, au trimis mesaje și tot felul și motiv, adică concluzie, uite, biserica este în picioare și astăzi, biserica penticostală numărul 1 de pe strada Ion Ghica numărul 11. Da, acest protest de la Oradea pentru mine are o semnificație deosebită pentru că continuă în seria evenimentelor începute în Europa și apoi în Statele Unite la Washington DC. Continuă în același ton, un protest pașnic, un protest care transmite un mesaj atât de solidaritate, cât și atenționare a autorităților norvegiene. Cred că avem deja imagini de la Oradea, o imagine impresionantă. Aș vrea să intrăm să ascultăm deja. Cred că avem și audio de la protest.
Dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. În momentele următoare aș vrea să ascultăm imnul de stat al României. Aș vrea să dau citire unui comunicat din partea celor două comunități care au organizat acest meeting, respectiv Comunitatea Pentecostală și Comunitatea Baptistă de Oradea, comunicat la care s-au alăturat și celelalte episcopii creștine de aici din Oradea, Episcopia Ortodoxă a Oradiei, Episcopia Romano-Catolică Oradea, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului și Episcopia Evanghelică Luterană. Comunitatea Pentecostală Regională Oradea, împreună cu Comunitatea Baptistă Oradea, organizează astăzi 23 ianuarie 2016, între orele 12 și 14 în Piața Unirii din Oradea, o acțiune comună de solidaritate
protest și mărturie publică a valorilor biblice ale credinței creștine. Prin această acțiune vrem să arătăm solidaritatea noastră față de familiile de români cărora li s-au luat copiii fără motive întemeiate de către organizația Barnevernet din Norvegia, pe baza unor abuzuri comise de către asistenții sociali ai organizației și alți funcționari publici. În același timp, această acțiune este și un protest public și pașnic prin care ne exprimăm nemulțumirea față de lipsa unei reacții ferme a autorităților române. Prin acest protest public cerem autorităților române implicare activă și cât mai urgentă în vederea soluționării favorabile a situațiilor în care se află familiile de români din Norvegia, despărțite abuziv de copiii lor. Suntem alături și ne exprimăm îngrijorarea și solidaritatea față de familiile Nan, Dumitru și Mihaela, Rădulescu, Marius și Claudia, Bodnariu, Marius și Rut, cât și față de celelalte familii de români afectate de deciziile organizației Barnevernet din Norvegia. Prin această acțiune noi declarăm public credința noastră privind familia. Noi credem că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. Copiii sunt parte a familiei și sunt o binecuvântare de la Domnul. În educarea copiilor, părinții trebuie să urmărească învățătura cuvântului lui Dumnezeu și interesul superior al copilului, așa cum a spus Domnul Iisus. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetul 14. Bazați pe învățătura Sfintei Scripturi, credem că orice formă de organizare și conviețuire socială nu poate fi numită familie. De aceea credem că trebuie să milităm pentru drepturile biblice ale familiei și pentru creșterea copiilor doar în cadrul familiei, în conformitate cu învățătura Sfintelor Scripturi. Adresăm cu această ocazie tuturor românilor, indiferent de naționalitate sau religie, invitația de a fi solidar cu noi în acest demers. Dumnezeu să binecuvinteze România și românii de pretutindeni și toți să spunem amin. Nu întâmplător ne găsim astăzi în acest loc, în Piața Unirii. Suntem aici uniți într-un cuget și o simțire. Suntem aici credincioși, penticostali, baptiști, ortodoxi, romano-catolici, greco-catolici, reformați, luterani, evanghelici și suntem la oaltă. Suntem uniți în această acțiune. Sunt aici maghiari din România, din Oradea, din locul acesta. Și sunt români din Ungaria, din Michereci, din Gyula, care au venit să fie alături de noi. Sunt aici politicieni de stânga și de dreapta, uniți cu aceleași dorințe, dorințe pentru familiile care trec prin cele mai mari încercări, familii cărora le-au fost smulși de la piept copiii lor. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să binecuvinteze această unitate în acțiune. Ne rugăm și acționăm ca Dumnezeu să dea rezolvare acestei situații de neimaginat. Ne bucurăm să fim împreună cu conducătorii celorlalte culte din Oradea și din județul nostru. Ne bucurăm că și-au făcut timp să vină și să cheme credincioșii la această întrunire. În momentele următoare vor avea câte un cuvânt pe care îl vor adresa mulțimii adunate în locul acesta, episcopul ortodox Sofronie Drincec, episcopul romano-catolic Laszlo Böcskei, reprezentanta Bisericii Reformate Judic Vince și va încheia acest grupaj de cuvântări înaintea noastră, episcopul greco-catolic
Virgil Bercea. Și ne rugăm ca Dumnezeu să îi binecuvinteze. Preasfințiile voastre, onorat prezidiu, doamnelor și domnilor, iubiți și cinstiți părinți și maici, frați și surori, fii și fiice, ne-am adunat cu toții aici pentru a fi împreună și a ne arăta solidaritatea cu familia Bodnariu, cu familia Nan, cu familia Rădulescu, cu toate celelalte familii aflate în suferință. Am venit cu toții aici și suntem mult mai mulți. Am venit pentru că nu putem fi indiferenți. Am venit pentru că ne pasă. Am venit pentru că ne doare. Ne doare foarte tare ceea ce se întâmplă. Nu suntem aici pentru a judeca sau condamna pe cineva. Nu am venit să criticăm persoane sau cu atât mai puțin să jignim pe cineva. Departe de noi gândul acesta. Am venit animați de credința tare în puterea lui Dumnezeu. Am venit înaripați de speranța puternică, anume că toate se vor rezolva favorabil, mai devreme sau mai târziu. Încălziți de dragostea creștină, fierbinte, care pe toate le crede, pe toate le rabdă, pe toate le nădăjduiește. Însuflețiți de dragostea care nu cade niciodată, dragostea care face minuni. Pentru că toți cei care suntem aici astăzi, da, am venit pentru că noi credem în miracole, credem în puterea lui Dumnezeu. Valul acesta de simpatie, de solidaritate, de umanitate până la urmă, crește și se intensifică. Dobândește energii noi dumnezeiești, până la o asemenea măsură încât se vor topi zidurile înghețate care au ferecat atâtea inimi împietrite. Și da, credem cu tărie că până la urmă și zidurile acestui Ierihon se vor prăbuși. Amin. Preacucernici, prea onorați confrați, stimate doamne, stimați domni, dragi părinți, dragi copii, dragi bunici, frații mei și surorile mele, sunt aici pentru ca să aduc mesajul Bisericii Romano-Catolice la această manifestare de solidaritate cu familiile ajunse în situații dificile prin destrămarea din exterior, se spune că în litera legii, a unității care în credința noastră este o trăsătură fundamentală și sfântă a familiei. Conform crezului și convingerilor noastre, familia este celula originară a vieții sociale. Este comunitatea în care încă din copilărie se pot învăța valorile morale, se poate începe a-L cinsti pe Dumnezeu și a folosi corect libertatea. În acest sens, orice demers îndreptat împotriva unității familiei este de fapt un atentat la familie și un atentat la societate. Suntem aici pentru a lua atitudine față de astfel de situații care umbresc viața unor familii. Ne gândim la familiile din Norvegia, dar nu numai.
Dorim să luăm atitudine în susținerea unității familiei, în susținerea drepturilor părinților și a copiilor în familie. Și aș cita aici pe Papa Ioan Paul al II-lea, care în 1981 a trimis o scrisoare apostolică în care, vorbind despre familie, subliniază: dreptul și datoria de educație a părinților sunt considerate ca esențiale, fiind în legătură cu transmiterea vieții umane, ca originare și primare, în comparație cu misiunea educativă a altora. Și aceasta datorită raportului de iubire care există între părinți și copiii lor, ca fiind de neînlocuit și inalienabil, pentru că acestea nu pot fi încredințate cu totul altora și nici uzurpate de alții. Frații mei și surorile mele, pe lângă mesajul de solidaritate față de aceste familii, prezența noastră astăzi aici trebuie să fie și o mărturie despre valoarea familiei, față de care atât ca indivizi, dar și ca societate, trebuie să avem o conduită corectă și, de ce nu, exemplară în lumea în care trăim, așa cum încearcă și alții să procedeze în alte țări, câteva țări din Europa. O astfel de conduită coerentă și exemplară, tot în spiritul cuvintelor Papei Ioan Paul al II-lea, ar însemna comunitatea politică să cinstească familia, să o asiste și să-i asigure în special libertatea de a întemeia un cămin, de a avea copii și de a-i crește în acord cu propriile convingeri morale și religioase. Totodată, să protejeze stabilitatea legăturii conjugale și a instituției familiei, precum și libertatea de a-și mărturisi credința, de a o transmite, de a-și crește copiii în ea cu mijloacele și instituțiile necesare. De ce veniți la această manifestare, așa m-a întrebat cineva zilele trecute, aflând că voi fi aici? Răspunsul pe care l-am dat atunci îl repet și în fața acestei adunări. Sunt aici pentru că am crescut într-o familie frumoasă, credincioasă, armonizată, cu părinți severi, dar iubitori, unde noi copiii ne-am simțit în siguranță. De aceea cred în familia tradițională și în misiunea ei. Și în final vreau să subliniez că aici suntem cu toții împreună și simțim la fel. Indiferent de ce limbă vorbim sau de ce biserică aparținem. De aceea permiteți-mi să adresez un apel și celor prezenți aici care vorbesc limba maghiară. Testvéreim, értékeljük a családot, fogjunk össze, védjük meg a külső és a belső veszélyektől. Erre tanít hitünk, ezt követeli emberségünk, ebben áldjon meg jóságos Istenünk. Amin. Mulțumesc. Preasfințiile voastre, prea onorată prezidiu, din partea eparhiei reformate de limbă maghiară și română, în Timișoara, în Baia Mare, mă adresez către dumneavoastră ca preot reformat, ca soție, ca mamă a trei copii. Ne pasă ce se petrece în lume,
în Europa. Și recitesc din Biblie, din Cartea Sfântă a lui Iosua, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. În mine, în mintea mea, în sufletul meu, se pune întrebarea, de ce în Europa de astăzi este considerat păcat dacă ne alăturăm legii vieții dat de Dumnezeu? Dumnezeu, când a creat pământul, lumea, și în această lume a creat și omul după chipul lui, i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. A creat soț și soție, copii, se poate spune, familie. Etica biblică, etica creștină, recunoaște această unică formă de viață, unică formă de supraviețuire cu voia lui Dumnezeu a omului. Familia destrămată, familia dezamăgită, ne alăturăm. Dumnezeul cel sfânt să ne binecuvânteze. Amin. Preasfințiile voastre, iubiți părinți, iubite măicuțe, dragii mei, suntem aici creștini din Oradea și Bihor, adunați în numele Tatălui, al Fiului, al Spiritului Sfânt, cu toții botezați, regenerați și renăscuți prin apa botezului în numele aceleași treimi sfinte. Botezul este sacramentul care ne unește și ne leagă pe unii cu alții și ne face o familie, o familie a Domnului, după modelul familiei sfinte. Botezul este sacramentul care ne face să fim biserica cea una sfântă. Botezul este sacramentul care ne permite să fim astăzi cu toții împreună, pentru a susține în numele Sfintei Familii o familie, niște familii, familia Bodnariu și cu celelalte, pentru a susține în numele familiei toate familiile care suferă, indiferent unde se găsesc, în Norvegia, în Oradea, în țara noastră sau în lumea întreagă. Adresându-se corpului diplomatic acreditat la Vatican în 11 ianuarie anul acesta, Papa Francisc a spus așa: familia este prima școală a milostivirii divine, în care învățăm să descoperim fața iubitoare a lui Dumnezeu, iar noi, ca oameni, creștem și devenim. Din păcate, sunt tot mai multe atacuri și încercări la care este supusă familia creștină. Astăzi totul este relativ. Trăim o cultură a relativismului și a relativului, a efemerului și a efemeridelor. Nimic nu mai are valoare, nimic nu mai este principiu. Morala este desuetă. Dumnezeu este în ceruri, iar noi suntem aici pe pământ și trebuie să mâncăm, să bem, să ne veselim, precum zice nebunul din Evanghelie. Cine mai dorește copii? Lipsa de viață și de deschidere față de viață este tot mai evidentă. Cine mai dorește copii? I se poate întâmpla ceea ce i s-a întâmplat familiei Bodnariu și celorlalte familii. Și totuși,
din iubirea, din dragostea, din dialogul dintre soți, din respectul și buna înțelegere din familie, se naște buna conviețuire și solidaritatea în societate. Acestea ne ajută să fim responsabili și să ne preocupăm unii de alții. Cu toții ne-am născut într-o familie și mărturisim aici dragostea pe care am primit-o. Cu toții știm suferințele copiilor instituționalizați. Cu toții credem într-o lume mai bună și vom fi capabili să o realizăm dacă avem curajul să folosim mai des între noi trei cuvinte simple. Te rog, mulțumesc, iartă-mă. Le-a propus tot Papa Francisc. Spun te rog pentru că îl respect pe cel de lângă mine. Spun mulțumesc pentru că îl iubesc pe cel de lângă mine. Spun iartă-mă pentru că a greși este omenesc. Și eu greșesc de multe ori. Aceste cuvinte ar trebui să le repetăm mai des în familiile noastre. Dar în spiritul acestor trei cuvinte rugăm familia Bodnariu și toate celelalte din Norvegia să accepte susținerea noastră morală și spirituală. Cerem iertare familiei Bodnariu și tuturor celorlalte din Norvegia pentru că nu am făcut mai mult pentru ei. Mulțumim familiei Bodnariu pentru că a adus în lume 5 prunci buni și frumoși. Și le mulțumim pentru demnitatea și tăria cu care acceptă suferința acestei injustiții la care sunt supuși. Le mulțumim. Le suntem aproape și îndemnăm să aibă curaj și să meargă înainte cu Domnul. Amin. Am observat atunci când fanfara a intonat imnul de stat că mulți dintre dumneavoastră ați mulmurat, ați cântat chiar câteva din versurile imnului național. Nu regizasem să cântăm împreună vocal imnul național, dar în schimb vă invit acum să cântăm imnul Europei. Două strofe dintr-o frumoasă cântare creștină puse pe această partitură scrisă de Beethoven. Te adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești. Ce curaza-ți de iubire, inimile ne încălzești. Și cum nu dispun de prea multă orchestrație, contez pe vocile dumneavoastră. Toți cei care știți, haideți să cântăm cu bucurie și din toată inima să ne închinăm lui Dumnezeu, cântând împreună, te adorăm în fericire. Te adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești. Fericire ești Tu, Doamne, tuturor, râu de viață și iubire curge din al Tău izvor. Frate, în tine toți ne iubim.
mulțumesc! Continuare vor lua cuvântul domnul viceprimar al municipiului Oradea, domnul Mircea Mălan, urmat de președintele Consiliului Județean, domnul Popa Cornel, apoi din partea Partidului Social Democrat, domnul senator Florin Bodog, din partea Partidului UDMR, domnul deputat Ceche Otilo și apoi din partea Partidului Național Liberal, doamna deputat Florica Cherecheș. În calitate de creștin, de tată a doi copii, de soț și de cetățean, vreau să-i mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru că ne aflăm cu toții aici, pentru că a prilejuit să fim astăzi împreună. Sunt lucruri importante astăzi care se petrec aici și pentru toate acestea se cuvine să mulțumim în primul rând lui Dumnezeu și celor două comunități organizatoare, Comunității Pentecostale și Comunității Baptiste din Oradea, precum și celorlalte comunități creștine din Oradea care participă la această manifestare publică. Dar vreau să vă mulțumesc și fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că dovediți că sunteți buni creștini, că vă pasă, că sunteți interesați de soarta aproapelui și că ați venit aici pentru a vă ridica într-o apărare a valorilor comune. În calitate de viceprimar, mă bucur să constat că Piața Unirii a început să-și împlinească menirea chiar înainte ca lucrurile de reabilitare să fie finalizate. Aceea de a fi un loc în care orașul nostru să arate că trăiește și se exprimă în plan civic, cultural și artistic. Îmi exprim nădejdea și sunt convins că ne vom întoarce de multe ori aici pentru a bea o cafea împreună cu prietenii, pentru a ne bucura de acest loc împreună cu familia, pentru a asculta un copil talentat sau un artist consacrat cum cântă la vioară, pentru a participa la o expoziție în aer liber, dar și pentru a discuta despre proiectele orașului nostru și pentru a lua poziție, pentru a ne spune părerea în legătură cu ceea ce se întâmplă în lume și a apăra pașnic valorile fundamentale care ne sunt proprii. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ocrotească acest oraș și să ne ajute pe toți. Preasfințiile voastre, domnilor președinți, onorată asistență, iubiți copii, dați-mi voie să vă mărturisesc ceea ce gândesc în modul cel mai sincer. Cred că și dumneavoastră, ca și mine, suntem astăzi aici prezenți în numele copiilor, nepoților, familiilor noastre, de fapt în numele a ceea ce avem mai scump pe lumea aceasta. Așa că înțelegem emoția puternică, șocul emoțional al familiilor din Suedia, din Norvegia, astăzi încercate puternic, dar nu numai în numele acestora ne-am adunat, ci în numele oricărei agresiuni care se poate întâmpla asupra oricărei familii din această lume. Mi-e foarte greu să cred că autoritățile norvegiene au acționat în mod logic și normal atunci când au luat copiii din aceste familii.
Nu văd ce logică și nici ce fel de normalitate poate fi aceea să smulgi de la sânul mamei sale odorul care tocmai are nevoie să fie alăptat. Nu văd cum un număr important de copii, frați, minori, să fie normal, să fie logic, să-i separi pentru moment sau pentru totdeauna. Cred deci că noi suntem aici și pentru a striga numele lor și numele acelei agresiuni care se întâmplă asupra lor. Am văzut prin intermediul televiziunilor o poză de familie a familiei Bodnariu. Nu știu dacă mlădițele cu flori roz de pe fundalul acestei fotografii întruchipează tocmai raiul pe pământ pe care îl trăiau, dar sigur zâmbetele de pe fața lor arătau că ei se simt bine în acea familie, că de la Dumnezeu sunt dați să trăiască unii lângă alții, să sufere unii pentru alții, să se bucure unii pentru ceilalți. Ca familiști, de data aceasta toți care suntem aici, ca oameni care iubim familia și valorile ei, cred că de câte ori simțim asemenea lucruri care nu sunt la locul lor, trebuie să luăm atitudine. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră, de aceea sunteți astăzi prezenți aici. Și ca cetățeni ai României, ai Uniunii Europene, rugăm oficialitățile românești, oficialitățile norvegiene să cugete, să ia măsurile care sunt cele mai potrivite pentru reîntregirea acestor familii pe care tocmai le-au agresat. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ilumineze și să ia cea mai potrivită măsură. Noi, ca oameni de rând, considerăm că aceasta este reîntregirea familiilor acestor oameni care acum nu sunt lângă copiilor. Îl rugăm deci pe Dumnezeu să îi lumineze pe cei care vor lua măsurile de reîntregire a familiei. Ne rugăm ca nouă să ne dea Dumnezeu zile senine și niciodată asemenea trăiri pe care le au familiile de care vorbim. Doamne ajută! Preacucernici părinți, distinși pastori, domnule rector, domnule viceprimar, domnule președinte, dragi colegi, dragi concetățeni și dragi copii. Sunt aici pentru că sunt și eu părinte, sunt tată la două fete gemene, la rândul meu sunt copilul unei familii și respect valorile familiei. La fel cum a făcut și preasfințitul episcop, am să spun că nu trebuie să acuzăm pe nimeni, că nu trebuie să ne lansăm în acuze și să aducem acuzații pe care poate nu le putem dovedi. Mă voi pune aici, pentru că toți antevorbitorii mei au vorbit doar de familie, eu voi vorbi doar de copii. Și fiecare dintre noi, în sufletul nostru, credem că nimeni nu are dreptul să traumatizeze un copil. Nici fizic, nici psihic. Fiind medic, cunosc care sunt efectele violenței asupra copiilor. Și este regretabil faptul că într-un stat de drept, într-un stat civilizat al Europei, legea este atât de dură. Însă pentru copii, poate că asigură mai multă protecție decât în țara noastră și o spun cu mare tristețe în suflet. Vreau să vă spun că în ultima perioadă în România, în ultimii ani în România, peste 10.000 de copii au fost abuzați.
Vreau să vă spun că în România peste 2300 de copii au fost luați de lângă familiile lor și dați în adopțiune sau dați în familii surogat, cum le spunem. Nu este o fericire pentru nimeni. Nu este o fericire pentru niciun copil să-și piardă familia. Însă noi toți care suntem aici am fost martori direct sau indirect la unele traumatisme la care sunt supuși copiii, fizice sau psihice. Și niciodată nu cred că le-am aprobat. Acesta este motivul pentru care trebuie să privim lucrurile cu foarte mare calm. Eu așa cred că trebuie să considerăm că aceasta este o situație extrem de delicată și că autoritățile statului român au datoria să-și apere cetățenii oriunde sunt ei, indiferent că sunt în Norvegia, că sunt în Suedia, dar și că sunt în România. Și copiii aceștia, toți copiii noștri, sunt cetățeni ai statului român cu aceleași drepturi ca și noi, cu aceleași drepturi ca și guvernanții. Acesta este motivul pentru care eu consider că trebuie să facem ordine și la noi în grădină pe această problemă a violenței în familie. Vreau să vă spun că Senatul României, colegii mei, probabil că știți, au fost acolo, au fost în Norvegia. Și trebuie să vă spun și asta, cu toate că poate nu sună foarte plăcut și nu e în asentimentul a ceea ce s-a spus până acum, au constatat că nu a fost încălcată legea din punct de vedere al literei ei. Din punct de vedere a spiritului legii, fiecare dintre noi suntem revoltați că un copil a fost luat de lângă familie. Acolo este un stat de drept. Ceea ce au obținut colegii mei senatori și deputați, și vreau să le mulțumim public pentru acest lucru, au obținut demararea unei anchete a statului asupra acestei situații și colegii senatori, pentru că noi avem grupuri comune de lucru, colegii senatori și parlamentari din Norvegia iau în discuție în aceste momente înființarea unui tribunal al familiei care să limiteze drepturile acestei așa numite autorități independente a statului norvegian de a lua copiii din sânul familiei fără o hotărâre judecătorească. Ceea ce facem noi astăzi aici este un gest foarte frumos și eu vă mulțumesc tuturor că v-ați sacrificat timpul, sănătatea, să fiți astăzi aici alături de noi și să fim împreună și să ne dovedim atașamentul și susținerea pentru instituția familiei. Și vă cer public și cer tuturor autorităților și colegilor noștri să luăm toate măsurile ca în România, ca în alte țări în care trăiesc români și în care trăiesc copii, să nu se poată întâmpla asemenea lucruri. Vă mulțumesc foarte mult! Preasfințiile voastre, onorați invitați, dragi bihoreni, tisztelt egyházi vezetők, tisztelt meghívottak, kedves biariak. Membrii comunității maghiare din România au fost printre principalii promotori ai intrării României în structurile europene, inclusiv în Uniunea Europeană. Credem în continuare că locul României este în Uniunea Europeană. Europa înseamnă însă valori europene, înseamnă valori ale comunităților, înseamnă valori ale comunităților din vestul acestui continent și valori ale comunităților din centru și estul Europei. Noi ținem foarte mult la valorile noastre. Tindem foarte mult la unele valori din vestul Europei, pe care încă nu le-am atins. Dar avem valorile noastre mai pregnante, poate mai importante pentru noi decât pentru alții. Valorile creștine, familia, faptul că suntem mai sociali, mai sociabili, pentru noi familia, pentru noi rudele, pentru noi copiii, pentru noi vecinii, pentru noi prietenii, sunt importanți zi de zi. Poate în altă parte a lumii acest lucru nu este atât de pregnant, dar pentru noi este foarte important.
Și dacă vorbim de Uniunea Europeană și de Europa valorilor, atunci, așa cum noi acceptăm valorile altora și tindem spre ele, și alții trebuie să ne accepte valorile noastre. Cel mai important lucru al acțiunilor de solidaritate și de sprijin, din punctul meu de vedere, este acela că am învățat și trebuie să învățăm în continuare că noi, cei care stăm, locuim aici în România, că suntem români, că suntem maghiari, că suntem germani, că suntem de altă etnie, nu suntem cu nimic mai prejos decât alții. Avem valorile noastre tradiționale la care trebuie să ținem în continuare. Și dacă nu vom mai sta cu capul aplecat în toate problemele, atunci aceste valori tradiționale poate vor fi importante și pentru alții, așa cum valorile lor sunt importante pentru noi. Vă mulțumesc pentru această acțiune de solidaritate, de sprijin, prin care ne arătăm valorile tradiționale, valorile celor care au fost așezați de istorie pe aceste meleaguri aici, în estul Europei. Kedvesbiaria kölgyeim és uraim, legfontosabb dolog, amit ezekből az eseményekből leszűrhetünk, az az, hogy szolidárisak kell legyünk. Az az, hogy nekünk itt, Közép-Kelet-Európában is megvannak a saját értékeink. Azok a közösségi értékek, amelyek nekünk magyaroknak, nekünk románoknak, nekünk németeknek ugyanolyan fontosak. És ha nekünk fontosak, akkor másoknak is fontos kell legyen. Úgy, ahogy mi betartjuk és álmodunk olykor mások értékei után, Nyugat-Európa értékei után, úgy a mi számunkra fontos értékeket is be kell tartsa Nyugat-Európa. Köszönöm, hogy ennyien eljöttek, köszönöm, hogy hisznek továbbra is a keresztény értékekben, a családban és a közösségi értékekben. Köszönöm szépen, vám mulțumesc! Bună ziua, dragi orădăni! Bună ziua, dragi creștini! Oameni cu inimă mare, care ați pus totul deoparte și ați venit ca să ne manifestăm solidaritatea față de familia Botnariu, față de familia Nan, Davidescu, Rădulescu și altele care au suferit despărțirea de copiii lor. Nu pot decât să mă îngrozesc la gândul că o mamă ar putea să sufere despărțirea în mod brutal de copiii ei, atunci când știe că nu are nicio vină. Știți foarte mulți că marea mea bucurie și mândrie este faptul că am 4 copii și am 4 nepoți. 2 dintre nepoții mei, Sonia și David, sunt aici astăzi lângă mine. Și tot ceea ce fac de dimineața până seara, în fiecare zi a săptămânii, o fac pentru ca ei să fie mândri de bunica lor și să știe că bunica lor nu a trăit degeaba. Și că mama lor nu a trăit degeaba și a lăsat o urmă în această lume. Ar fi extraordinar ca noi toți să ne facem datoria cu multă responsabilitate, să ne apărăm valorile, să ne apărăm principiile, identitatea creștină. Ceea ce văd aici este un vis care a devenit realitate. De câțiva ani de zile mi-am dorit să văd conducătorii celor mai importante culte religioase din România, prezente împreună undeva. Și iată, astăzi sărbătorim Ziua Unirii înainte cu o zi. Vă mulțumesc tuturor! Și este un lucru extraordinar că toți credincioșii și-au dat seama că avem ceva de apărat. Avem de apărat credința creștină, valorile creștine, avem de apărat familia asupra căreia se îndreaptă tot felul de atacuri. Haideți să facem zid comun, să nu acceptăm niciun fel de violență, niciun fel de abuz. Eu reprezint instituția Parlamentului și trebuie să veghem cu toții ca legile pe care le facem să fie drepte, să fie corecte și să nu permită abuzuri de niciun fel. Să veghem asupra instituțiilor care reprezintă conducerea țării în așa fel încât totul să fie cu adevărat în sprijinul familiei și în interesul superior al copilului.
Eu știu foarte bine, interesul superior al copilului este să fie lângă mama și lângă tata. Fiul meu și cu nora mea ne-au lăsat copiii și pentru prima dată sunt bunică full time, timp de 2 zile. Și după doar 2 ore, Sonia a spus, mi-e dor de mama. Și mă gândeam, oare copiii familiei Botnariu și altora, cum se simt? Am văzut pozele lui Ruth Botnariu săptămâna asta, atunci când s-a întâlnit cu colegii noștri parlamentari. Și am văzut că a schițat un zâmbet, dar era un zâmbet atât de trist. Și m-am identificat cu durerea ei și am simțit-o aproape fizic. Știu că avem, din păcate, și în jurul nostru familii în care este violență, chiar este violență. Știu că avem probleme, că avem situații speciale, că avem lipsuri, că avem familii care se luptă cu o mulțime de neajunsuri. Haideți că așa cum suntem aici toți, umăr la umăr, credincioși de toate felurile, dar cu credință în Dumnezeu și cu dorință de implicare, haideți să facem zid în jurul familiilor, în jurul familiilor care au nevoie de ajutorul nostru, în jurul acelor persoane vulnerabile, persoane marginalizate, persoane care au nevoie de o încurajare, de o vorbă bună, de o farfurie de mâncare sau de o haină. Haideți să ne arătăm în fiecare zi, nu doar la astfel de evenimente, dorința de a face bine aproapelui nostru, pentru că în felul acesta ne va fi bine tuturor. Sărbătorim astăzi Ziua Unirii. Sărbătorim familia și sărbătorim dragostea creștină, manifestată în gesturile mărunte de fiecare zi. Vă doresc multă sănătate și vă doresc să fim și ne doresc să fim întotdeauna aproape pentru acest oraș și pentru țara noastră dragă. Mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În continuare ascultăm fanfara intonând un imn pentru slava lui Dumnezeu și apoi din partea Convenției Baptiste Maghiare, fratele Sabo Laslo va avea un cuvânt, urmat de fratele păstor Paul Negruț, rectorul Universității Emanuel, apoi fratele păstor Viorel Iuga, președintele Uniunii Baptiste din România, și în urmă fratele păstor Moise Ardelean, președintele cultului creștin penticostal din România. Culte religioase din România, a unor demnitari, reprezentanți ai Parlamentului României. Suntem deosebit de impresionați de mulțimea de oameni care au venit la acest protest, având în vedere că vremea este foarte nefavorabilă, minus 6 grade Celsius. O mulțime mare de oameni, vremea bună, având în vedere că e un pic de soare și nu plouă, nu ninge, dar este foarte, foarte frig. Nici nu vreau să mă gândesc dacă ar fi fost vară, dacă ar fi fost o vreme bună. Asta am văzut și la Washington DC. Cred că oamenii sunt indignați de ceea ce se întâmplă în Norvegia cu familiile noastre. Cred că oamenii s-au săturat de inacțiunea unor instituții de stat care trebuiau de mult să acționeze în favoarea acestor familii, care trebuiau de mult să se pronunțe și să-și exprime măcar compasiunea. Vocea multor demnitari români a întârziat să se facă auzită și atunci când omul nu mai are nicio altă speranță, iese în stradă. Dar
aceștia au ieșit în stradă nu numai în spirit de oameni indignați, ci într-un spirit demn creștin, un protest care ne reprezintă într-adevăr. Da, fiecare participant care se vede în Piața Unirii din Oradea sunt acolo să-și apere familia lor personală. Sunt acolo să-și apere valorile creștine. Poporul român este un popor creștin prin excelență. Românii au fost, sunt și vor fi creștini cât va ține lumea aceasta. Și este deosebit de impresionant să vedem așa mare de oameni care ies în stradă să își apere aceste valori și să transmită un mesaj clar instituțiilor guvernamentale care decid să iau măsuri împotriva familiei, împotriva valorilor creștine. Să sperăm că acest mesaj trece dincolo de spațiul român, în Norvegia, în toată Europa și în toată lumea. Da, sunt convins că norvegenii au emoții când privesc aceste imagini, nu doar datorită faptului că sunt 10.000 de orădeni acolo, ci întotdeauna când o demonstrație se ridică la astfel de cifre de participanți, ea are și ecou internațional. Ceea ce, desigur că va avea și demonstrația aceasta de la Oradea. Da, atmosfera pașnică și modul în care liderii au știut să-și transmită fiecare mesajul, în cea mai mare parte, zic eu, păstrându-se lângă caz, o să fie interpretată, o să fie răstălmăcită, o să fie scoasă din context. Sigur că norvegienii o să se lege și de faptul că știu eu, unele baloane au fost albe și altele galbene și o să interpreteze tot felul, dar mesajul este transmis, Marian, și această unitate creștină despre care ziceai, norvegienii nu o mai au. Acestor familii, dați-mi voie ca în următoarele momente să vă împărtășesc câteva cuvinte de îmbărbătare în limba maghiară. Kedvestestvéreim, hálásak vagyunk Istennek azért, hogy együtt lehetünk ezen a mai napon, hogy kifejezzük együttérzésünket a Bodnáriú családdal kapcsolatosan, és mindazokkal a családokkal kapcsolatosan, akik hasonló nehéz megpróbáltatásban vannak, mint ők. Néhány évvel ezelőtt, amikor gyülekezetünknek egy családja Norvégiából hazaköltözött Nagyváradra, kérdeztük tőlük, hogy miért jöttetek haza. Azt mondták, azért, mert el akarták venni a gyermekeinket. Akkor nem értettük, miről beszélnek. Most már értjük, most már tudjuk. Az, ami Norvégiában történik, az nem minősíthető másnak, mint erőszakos elszakításnak, amivel gyermekeket elszakítottak az ő szüleiktől, az ő családjaiktól. Annak az okán, hogy radikális keresztény nevelésben részesítették őket a szülők. Kérdezem én, hogy mit értünk mi radikális keresztény neveltetésen? Talán azt, hogy gyermekeinknek elmondjuk a Szentírás igazságait, és Isten félelmében neveljük őket? Mit értünk keresztény radikális neveltetésen azt, hogy megtanítjuk őket imádkozni? És elmondjuk nekik, hogy igenis, a bűnnek súlyos következményei vannak az életükre nézve. Az, aminek szemtanúi vagyunk napjainkban, az a bibliai családképnek a támogatása, az ellentéte. Az, hogy azt, amit a Biblia családnak nevez, azt ma nagyon sokan megkérdőjelezik. A bibliai családképben benne van a férj, benne van a feleség, egy házassági kapcsolatban, kötelékben, és ott vannak a gyermekek. Hisszük, hogy ez az a család, amely építeni tudja a társadalmat. Imádkozunk és könyörgünk azért, hogy ezek a családok visszakapják a gyermekeiket, és könyörgünk azért, hogy országunkban egészséges családok legyenek,
amelyek építeni, szolgálni tudják az Istent és társadalmunkat. Köszönöm szépen! Stimați conducători ai cultelor creștine din România, din Oradea, distinși ierarhi, distinși preoți, pastori, părinți, reprezentanți ai municipalității și ai Parlamentului României. Ne-am adunat astăzi aici mai întâi datorită faptului că noi toți credem în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și putem spune binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin, amin. Suntem aici datorită credinței noastre că cerurile și pământul au fost create de Dumnezeu și aparțin lui Dumnezeu. Suntem aici datorită credinței noastre că familia a fost întemeiată de Dumnezeu și este ocrotită de Dumnezeu. Suntem aici ca să le aducem aminte celor care cred că sunt stăpâni pe pământ, că nu sunt stăpâni. Le cerem în numele Domnului să respecte legea lui Dumnezeu și să respecte familia. Le cerem celor care intră abuziv în familie să nu lupte împotriva lui Dumnezeu. Să nu ne spună nouă că familia este mai bine despărțită. Să nu ne spună că e mai bine pentru copii să fie fără părinți. Să nu ne spună nouă că statul educă mai bine copiii decât părinții. Dumnezeu a încredințat copiii părinților și ne rugăm ca Dumnezeu să apere familia. Cerem astăzi statului norvegian să reîntoarcă toți copiii luați abuziv familiilor lor. Cerem astăzi autorităților României să apere familia românilor oriunde ar fi. Dar mai cerem ceva ca și creștini. Cerem creștinilor din Norvegia să nu tacă. Cerem creștinilor din Europa să nu se facă complici cu cei care distrug familia. Cerem creștinilor din Europa să-și ridice glasul în rugăciune și glasul să ceară guvernelor să respecte familia. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul care veghează, Dumnezeul care răsplătește, Dumnezeul care poartă de grijă. De aceea îl rugăm pe Dumnezeu să-și întindă mâna și să aducă izbăvire pentru toate familiile. A lui Dumnezeu să fie slava în vecii vecilor. Amin. Sunt și eu unul din fiii României. Și dacă uneori mă uit la țara mea și la frații mei și mi-este rușine de anumite lucruri, de o bună bucată de vreme mă bucur mult de ceea ce se întâmplă în inimile românilor și în viața lor. Îmi place să văd cum românii distrug mituri. Este o vorbă cu care ne-am obișnuit și în care am început să credem că orice minune ține 3 zile. Ei bine, nu e așa. Probabil că Norvegia de o bucată de vreme așteaptă să vadă când o să ne treacă, când se termină cu euforia aceasta. Am vrea să o spunem astăzi aici și o vom repeta mereu. Nu este vorba de niște sentimente trecătoare. Nu este vorba de niște baloane de săpun care vor dispărea. Noi suntem aici și vom fi aici în baza unor convingeri. Noi scriem, noi postăm, noi manifestăm, noi cerem autorităților să lucreze pentru că avem niște convingeri. Și prima noastră convingere exprimată de atâtea ori și repetată aici. Noi credem că locul copiilor este lângă părinți, în familie. Da, dragii mei, știm că sunt părinți diferiți. Sunt părinți mai bogați și mai săraci. Sunt părinți cu mai multă educație și mai puțină educație. Sunt părinți cu diferite convingeri religioase. Dar Dumnezeu, care a știut că așa vor fi lucrurile,
a hotărât copiii să fie lângă părinți și părinții să fie lângă copii. Inclusiv în cazul Domnului Iisus Hristos, bunului nostru Mântuitor care a venit în lume, mereu mesajul lui Dumnezeu pentru Iosef era: ia copilul și pe mama lui, fiți împreună aici în iesle, în staul, fiți împreună în fugă, în Egipt, întoarceți-vă împreună, pentru că Dumnezeu care ne-a dăruit copii ne vea împreună, binecuvântat să fie El. Și aș vrea să știe lumea că nu ne va trece, pentru că acestea sunt convingeri și nu vom renunța la ele. Nu vom renunța la lupta începută, chiar dacă este pașnică, pentru că noi suntem convinși că Norvegia a greșit. Și nimeni în lumea aceasta nu mă va putea convinge că n-a greșit. Îmi veți spune că așa este legea? Am înțeles. De aceea am spus-o de atâtea ori și o spun astăzi, pentru că legea este rea, schimbați-o! Să știți că noi românii, este o vorbă de-a mea care poate supără pe unii, pentru că am trăit momente în care m-au întrebat oamenii dacă am văzut umbrelă, dacă la noi este pizza. Și ce spuneam? Noi românii ne-am dat jos din copac, cu ghilimele de rigoare, dar nu ieri, alaltă ieri. Adică avem o istorie, nu suntem chiar ultimii oameni ai Europei, mai pierdem într-o partidă de fotbal sau de volei sau de handbal, dar avem olimpici peste tot, slăvit să fie Domnul. Românii sunt binecuvântați de Dumnezeu cu înțelepciune și cu credință. Nu poate nicio lege să desființeze legea lui Dumnezeu. Dacă Norvegia are o lege rea, care vrea să despartă părinții de copii și copiii de părinți, să o schimbe sau să o folosească pentru ei, dar nu pentru noi și copiii noștri. Știți de ce nu vom renunța și nu ne va trece? Pentru că noi credem în schimbarea părinților. Da, ne educăm copiii și vrem să-i educăm bine. Dar noi, părinții, știm că nu suntem perfecți. Acceptăm ajutor, dar nu ajutorul de a fi privați de drepturi și de responsabilități. Lăsați copiii lângă noi și ajutați-ne să-i creștem bine. Dar ascultați-mă bine, dacă vă trece prin cap că a crește copilul în teamă de Dumnezeu este rău, atunci să știți, noi știm că este bine și vom asculta de Dumnezeu și ne vom crește copiii așa. Ajută-ne, Doamne, să nu renunțăm. Știți de ce nu vom renunța? Nu vom renunța pentru că suntem convinși că putem câștiga. Să știți că noi am mai trecut românii pe aici. Am mai aflat noi din istorie că și turcii ne-au vrut copiii. Ne-au vrut și alții copiii. Să știți că și bunicii mei s-au luptat cu sistemul comunist care spunea să-și învețe copiii altfel. Și părinții mei s-au luptat cu un sistem care au vrut să le fure copiii și să-i așeze într-o altă ideologie. Mulțumesc lui Dumnezeu că au câștigat bunicii, mulțumesc lui Dumnezeu că au câștigat părinții și mulțumesc lui Dumnezeu că am câștigat eu și am copiii lângă Dumnezeu. Nu sunt copii perfecți, dar iubesc pe Dumnezeu și îl slujesc pe Dumnezeu. Și eu cred că aici suntem mulți care am câștigat și vom câștiga pentru că l-avem pe Dumnezeu de partea noastră. Știți de ce nu vom renunța, dragii mei? Pentru că indiferent că vorbim de România, Norvegia, Suedia sau Europa sau orice alt sistem, noi știm că nu ne luptăm cu Dumnezeu. Norvegia nu este Dumnezeu să schimbe regulile în lume și ea n-are dreptul să taie ce ne-a dăruit Dumnezeu, Creatorul nostru. De data aceasta ne luptăm împreună cu Dumnezeu. Și toți cei care luptă împotriva familiei ar trebui să țină minte că familia este iubită de Dumnezeu, binecuvântată de Dumnezeu și ocrotită de Dumnezeu. Mai citiți, dragilor, istorie și aflați că oricine s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu a pierdut. Este doar o problemă de timp. Știți de ce nu vom renunța? De ce nu ne va trece?
pentru că noi credem în judecata finală. Și noi credem că judecata finală este a lui Dumnezeu. Dragii mei, îmi doresc să-mi fie bine în România și vreau să-i respect legile. Dar mă tem mai mult de legea lui Dumnezeu. Și știu că în final Dumnezeu va trage linie și va hotărâ dacă mi este bine veșnic sau dacă nu mi este bine veșnic. Încercăm să respectăm tot ce putem respecta, fără să ne compromitem credința, fără să renunțăm la Dumnezeu, fără să renunțăm la Sfânta Scriptură. Da, ascultați-ne bine, noi credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și credem ce spune Biblia despre familie, despre părinți, despre copii și credem că Biblia trebuie să ne schimbe în toate domeniile vieții. Ascultă, Norvegie și Europa, n-o să ne treacă, dimpotrivă, știți ce am vrea? Am vrea să ne asculte frații noștri de credință și de neam, cei care până acum au stat liniștiți, că e mai ușor să stai liniștit decât să vii în frig, e mai ușor să spui, lasă că Dumnezeu le are toate în control, n-are rost să mă duc eu acolo. Noi sperăm să nu ne treacă nouă, ci să se aprindă și alte inimi, să fie mulți frați de ai noștri care să vină împreună cu noi și să nu ne liniștim până când în Europa și în România părinții și copiii vor avea dreptul să fie împreună, să-L iubească pe Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu, să fie util societății, dar împreună toți să ne pregătim pentru veșnicie. Nu, nu suntem pentru abuzuri, dar știm și noi ce este abuz. Așa că n-am vrea să ne mai vândă alții ideile lor, crezându-ne infantili sau oameni care nu putem gândi. Gândim și noi, dar mai mult ne încredem în gândirea celui ce ne-a dat dreptul de a gândi. Și cred în toată inima că Dumnezeu trebuie crezut, ascultat și onorat de toți. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Amin. Dragi frați și surori, iubiți creștini, dragi conducători ai bisericilor creștine, stimați reprezentanți ai autorităților, în ultimele zile am urmărit cu mare atenție ce ne spun parlamentarii români care s-au dus în Norvegia special pentru familia Botnariu. Și am înțeles că au stat de vorbă cu autoritățile norvegiene și au făcut o vizită la casa familiei Botnariu. Acolo i-au găsit pe cei doi părinți. Copiii nu mai sunt cu părinții de mai bine de 2 luni de zile. Și unul dintre parlamentari spunea că vizita a durat câteva ore. Și tot timpul mama acestor copii, Ruth Botnariu, a plâns și a tremurat. Și eu înțeleg de ce. Biblia spune, poate o mamă să-și uite copilul pe care l-a lăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Ruth este o adevărată mamă. O doare, plânge. Am înțeles că a slăbit foarte mult. În același timp, cei 5 copii, dați în familie surogat, sufăr și ei. Dumnezeu i-a spus Ierusalimului și Israelului, cum mângâie pe cineva mamă sa, așa vă voi mângâia și eu pe voi. Cei 5 copii care se găsesc în alte familii nu pot să fie mângâiați. Zilele trecute, un păstor care, începând cu 16 noiembrie, până astăzi a vorbit de multe ori cu Marius, tatăl acestor copii, mi-a spus, de multe ori Marius Botnariul n-a putut nici măcar să vorbească cu mine datorită plânsului. Părinții plâng,
se topesc de durere. Copiii sunt nemângăiați. Eu m-am întrebat și mă întreb, celor de la Serviciul de Protecție a Copilului Barnevernet, autorităților norvegiene care ar putea face ceva pentru familie, nu le este milă? Nu-i compătimesc așa cum îi compătimim noi? Nu sunt solidari cu ei așa cum suntem noi? Într-o lume în care omenirea face progrese incontestabile în știință și tehnologie, într-o vreme în care se spune că roboții vor lua locul multor oameni în viitorul apropiat, într-o lume în care tot mai mulți oameni sunt ca niște roboți, eu pun întrebarea, încotro ne îndreptăm? Mântuitorul Iisus Hristos, vorbind despre vremurile de pe urmă, spunea, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Omenirea se îndepărtează de Dumnezeu. Iisus Hristos este respins de tot mai mulți pământeni. Și vreau să vă spun că spune în Sfânta Scriptură că harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. În perioada postmodernă în care trăim se spune că nu există un adevăr absolut, ci există un registru de adevăruri relative. În piața Unirii de aici, din Oradea, proclamăm adevărul. Există un adevăr absolut care are un nume. Iisus Hristos este adevărul. El este calea, adevărul și viața. El a venit din cer de la Dumnezeu să ne învețe să iubim, să ne facă oameni cărora să le fie milă. Și Domnul nostru Iisus Hristos, adevărul absolut când a fost pe pământ, a spus, citim în Evanghelia după Marcu la capitolul 10, de la început Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și vor fi un singur trup. Familia a fost instituită de Dumnezeu. Este formată din soț, soție și copii. Mântuitorul când a fost pe pământ a luat copiii pe brațe. I-a binecuvântat și și-a pus mâinile peste ei. Noi credem că familia ideală pentru toate vremurile, pentru toate orânduirile sociale, este cea care prezentată în Sfânta Scriptură. Ordinea divină, spune Pavel, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii, iar copiii sunt calăstarii de măslin împrejurul mesei familiale. Sunt ca săgețile în mâna războinicului. Oricât de mult s-ar schimba lumea în care noi trăim, rămânem la Scriptură. Iisus Hristos este același, ieri și astăzi și în veci. Nimeni n-are voie să treacă peste Sfânta Scriptură. Și credința este dată sfinților odată pentru totdeauna. Ne rugăm și mișlocim înaintea Domnului pentru familia Botnariu și pentru celelalte familii cărora într-un mod brutal li s-au luat copiii. Mulțumim autorităților române pentru ce au făcut până acum, pentru că acești copii să revină acasă. Și rugăm să continue să facă tot ce pun și tot ce pot și tot ce știu, pentru că e normal copiii să revină acasă. Ne rugăm pentru cei înălțați în drăgătorii și în numele comunității pentecostale din România și din diaspora. Vă rog, nu dați legi împotriva Creatorului, împotriva Sfintelor Scripturii. Mântuitorul nostru drag spunea, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iisus are ultimul cuvânt. El a spus, El este Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Prețuim valorile creștine și le apărăm. Prețuim familia. E celula de bază a societății. În familie,
se împlinește omul. Părinții au o capacitate extraordinară de a-și iubi copiii. Dumnezeu a înzestat-o pe mama și pe tata suficient de mult să-și crească odraslele în spiritul Evangheliei. Când familia va fi distrusă, societatea omenească se va prăbuși. Noi ca și creștini, ca urmași ai Domnului Iisus, iubim binele, iubim oamenii, iubim familiile, ne rugăm pentru toți oamenii, vrem ca toți să vină la mântuire. De aceea vă chem pe toți, dragi creștini, să continuăm să ne rugăm, să luptăm în rugăciune. În numele Domnului suntem mai mult decât biruitori și să nu încetăm lupta până când cei 5 copilași ai familiei Botnariu nu vor reveni acasă. Să mișlocim înaintea Domnului și pentru celelalte familii. Și apoi îi rugăm pe cei care reprezintă statul român să apeleze la cei care ne conduc, la cei care au un cuvânt greu de spus, să facă totul în relațiile cu statul norvegian, cu Consiliul European, cu Comisia Europeană și toți aceia care s-ar putea implica în cazul acesta, să o facă și cât mai curând problema aceasta să fie rezolvată. Iar noi să rămânem pe baricade, să rămânem pe poziție, să rămânem la Scripturi, să ne rugăm, să postim, să apărăm și să ne pregătim pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să binecuvânteze România! Amin. Domnul să binecuvânteze românii de pretutindeni! Amin. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care ne conduc! Amin. Domnul să aibă milă și de Norvegia! Amin. Să binecuvânteze Domnul toate familiile și să ne ajute să ne bucurăm de copilașii noștri, de nepoții pe care îi avem, să ne bucurăm în bisericile noastre, să ne bucurăm în familiile noastre și Domnul să fie slăvit și înălțat între noi întotdeauna. Amin. Ronald Reagan este considerat de mulți cel mai mare președinte al Statelor Unite. El a pus bazele unui proiect național pentru întărirea familiei și a spus următoarele cuvinte: familiile noastre păstrează și trec mai departe generațiilor următoare valorile pe care le împărtășim și le îndrăgim, valori care sunt fundamentul libertății. În familie învățăm primele lucruri despre Dumnezeu și om, dragoste și disciplină, drepturi și responsabilități, demnitate și slăbiciune umană. Familiile noastre ne dau exemple zilnice de punere în practică acestor lecții. Prin creșterea și educarea copiilor, prin purtarea de grijă plină de compasiune pentru cei în vârstă, prin păstrarea tăriei spirituale, a dedicării religioase în mijlocul poporului nostru, prin aceste căi și prin altele, familiile din America își aduc o contribuție inestimabilă la bunăstarea Americii. Astăzi, mai mult ca oricând, este esențial ca aceste contribuții să nu fie considerate ca un lucru de apucat și fiecare din noi să ne amintim că tăria familiilor noastre este vitală pentru ca națiunea noastră să fie puternică. Câtă deosebire între cuvintele acestea, între atitudinea acestui președinte și ceea ce face actualul președinte al Statelor Unite. Suntem martorii cele mai cumplite ofensive împotriva familiei. Familie numită până acum celula de bază a societății, prima instituție înființată de Dumnezeu pe pământ.
Prin căsătoriile între persoane de același sex se încearcă o redefinire a familiei. Anul 2015 a devenit anul cel mai rușinos din istoria Statelor Unite, când Curtea Supremă a legalizat căsătoriile homosexuale cu susținerea totală a președintelui Obama. Anul 2015 este cel mai rușinos an din istoria Republicii Irlanda, care prin referendum popular a legalizat căsătoriile între persoane de același sex. Astăzi, mai bine de jumătate din statele care alcătuiesc Uniunea Europeană au legalizat căsătoriile între persoane de același sex. Nu vrem ca țara în care credința creștină a fost adusă chiar de un ucenic al Domnului Iisus, Sfântul Apostol Andrei, să legalizeze vreodată această urăciune. Mai bine creștini în afara Uniunii Europene decât sodomiți în Uniunea Europeană. Anul 2015 a devenit cel mai rușinos an din istoria regatului Norvegiei, când 5 copii între 9 ani și 3 luni de zile au fost confiscați dintr-o familie onorabilă care își creștea copiii cu dragoste. Lupta împotriva familiei trecând într-o nouă și cumplită etapă. Am aflat cu stupoare că în Norvegia copiii aparțin statului, nu familiei. De fapt, copiii aparțin lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a făcut. Tu mi-ai întocmit rărunchii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te lau că sunt o făptură așa de minunată, a spus împăratul David în Psalmul 139. Și Dumnezeul care ne-a creat, Dumnezeul care a creat copiii, i-a încredințat părinților spre creștere, spre educare. Și Dumnezeu a rânduit și cum să-i crească. Și Dumnezeu a rânduit în cuvântul lui ce învățături să dea copiilor și cum să disciplineze copiii, ca să crească oameni mari și oameni de nădejde, care să n-ajungă ca oamenii aceia din Norvegia care fac asemenea atrocități. Norvegia nu s-a ridicat numai împotriva acelor familii, Bodnariu, Nan și celelalte. Norvegia s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și a familiei așa cum a rânduit-o Dumnezeu. Și nu există biruință împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va birui. Ne rugăm ca Dumnezeu să răspundă cât mai curând rugăciunilor și acțiunilor noastre. Și de pe acum invităm familia Bodnariu să vină în Oradea și celelalte familii, să ne bucurăm împreună și să-L slăvim pe Dumnezeu împreună. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci de veci. Amin. În decembrie 89, în Timișoara, într-o piață ca aceasta, între catedrală și operă, erau adunați mii și mii de oameni și făceau două lucruri. Se rugau rugăciunea Tatăl nostru și cântau o cântare care a devenit imnul Revoluției. Sfârșitul veacului trăim cu lupte, ură și război, dar fericiți la cer privim, nu e mult și vine Domnul iar la noi. Toate semnele arată că Fiul lui Dumnezeu va veni a doua oară, va veni cu putere și cu mare slavă. Dumnezeu să ne ajute să-L așteptăm ca oameni mântuiți, oameni care îl urmează pe El din toată inima aici pe pământ. Fanfara va cânta o strofă din această cântare, apoi vom cânta cu glasurile noastre spre slavă lui Dumnezeu.
Permiteți-mi să vă spun o singură propoziție dintr-o scrisoare care am primit-o din partea lui Marius și a lui Ruth Bodnariu din Norvegia în timpul acestei manifestații. Mi-au scris așa: nu avem cuvinte să vă mulțumim. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost prezenți. Aș vrea să mulțumesc comunităților creștine din oraș, reprezentate la cel mai înalt nivel. Cred că este prima dată când ne-am adunat într-o formulă de genul acesta. Vă mulțumesc din toată inima. Aș vrea să mulțumesc reprezentanților noștri din Parlamentul României. Mulțumesc autorităților locale, județene, prefecturii, tuturor celor care ne-au dat concursul pentru a organiza întâlnirea aceasta. Mulțumim fraților, surorilor. Nu în ultimul rând, apreciem ajutorul dat de Radio Vocea Evangheliei. Vreau să vă spun comunicatul care l-am formulat cele două comunități și la care au subscris toate episcopiile. O să-l trimitem prin grupurile parlamentare Parlamentului României, domnului prefect, guvernului, președinției, mass mediei. Și, dragii mei, ca un ultim gest pe care aș vrea să-l facem, în numele copiilor despărțiți de familii, aș vrea să ne înălțăm inimile, să continuăm să ne înălțăm rugăciunile. Cineva mi-a trimis un bilet și mi-a spus: n-ar fi bine să declarăm postul Esterei, să ne rugăm, să postim, să cerem îndurarea lui Dumnezeu. Aș vrea să înălțăm pancardele, bannerele, aș vrea să înălțăm inimile noastre, să dăm drumul la baloanele care le avem și să ascultăm cântarea Binecuvintează, Doamne, România!
Aș vrea să păstrăm câteva momente liniște, vom rosti rugăciunea de mulțumire, îl invit pe fratele păstor Alin Faur și el se va ruga în numele nostru al tuturor, rostind un mulțumesc frumos înaintea lui Dumnezeu. Doamne, în primul rând îți mulțumim pentru ziua aceasta. Dincolo de frigul de afară, ne-a trimis acest soare frumos care să ne încălzească. Îți mulțumim, dincolo de soarele fizic, de Domnul Iisus Hristos, care este soarele venit din ceruri la noi. Prin El ne-a adus mântuirea și împăcarea cu Tine. Mulțumim că ne-ai creat pentru a fi ai Tăi, pentru a trăi pentru slava Ta. Mulțumim pentru această ocazie când am putut să mărturisim cu toții împreună că suntem creația Ta. Mulțumim pentru familiile pe care le-ai dăruit. Mulțumim pentru bunici, pentru părinți, pentru copii. Mulțumim că am putut să fim împreună aici, în locul acesta. Și întâlnirea aceasta a fost o închinare, pentru că Tu ai fost prezent în mijlocul nostru. De aceea primește toată slava și mulțumirea. Și pentru că am venit cu toții înaintea Ta cu această cauză, Doamne, Te rugăm să binecuvintezi toate familiile din țara noastră și din lumea întreagă. Și în mod special Te rugăm să binecuvintezi aceste familii despărțite. Doamne, ascultă rugăciunile noastre și rădă-le copiii înapoi. Dorim ca familiile să fie împreună părinți și copii. Și împreună copiii și părinții să trăiască în ascultare de Tine. Doamne, Te rugăm să-Ți întorci fața spre noi. Și Te rugăm să întorci fața acestui popor spre Tine. Ne rugăm în aceste vremuri grele ca să Te înduri de țara noastră. Și împreună să ne unim în rugăciune și în post și să strigăm pentru binecuvântare și protecție. Doamne, Te rugăm să ai milă de noi pentru că avem nevoie de ajutorul Tău. Și nici în moment nu vrem să ne despărțim de Tine, nu vrem să-Ți întoarcem spatele. Vrem ca adevărul Tău, cuvântul Tău să rămână la baza vieții noastre, la baza familiilor noastre, la baza societății. În aceste vremuri în care țările creștine, multe dintre ele îți întorc spatele, Doamne, Te rugăm să faci din România o țară cu adevărat întoarsă cu fața spre Tine și toți creștini din țara aceasta să strige către Tine după ajutor, pentru că ești Dumnezeul care poți să ne binecuvintezi, ești singurul care ne poți binecuvânta și a Ta să fie toată slava astăzi și odată în veșnicie. Amin. Suntem și rămânem mulțumitori lui Dumnezeu din toată inima. Vă mulțumim la toți cei care pe o vreme destul de rece ați fost aici împreună cu noi. Dumnezeu știe să răsplătească toate lucrurile începând de la cele mai mici. Știu că și efortul nostru într-o zi va primi răsplată din partea bunului Dumnezeu. Ne despărțim din locul acesta cu har, cu pace, în numele nostru al celor care am organizat această întâlnire. Vă dorim să aveți un sfârșit de săptămână sub binecuvântarea Domnului și vă dorim însoțirea Domnului în lucrarea fiecăruia. Domnul să fie cu noi. Vreau să fac o mențiune, în timp ce fanfara cântă, toate materialele să fie adunate aici în față. Vă mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. O atmosferă impresionantă la Oradea. Din estimările pe care le avem până la această oră, aproximativ 10.000 de orădeni s-au adunat în Piața Unirii, ceea ce se spunea mai devreme și se menționa în discursuri, energia crește, numărul este din ce în ce mai mare al protestatarilor, este foarte clar că aceste acțiuni nu slăbesc, nu se diminuează, ci doar vor crește, vor fi din ce în ce mai mari. Cred că putem să fim împreună cu fratele Daniel Bodnariu, pastorul Daniel Bodnariu din București, de la Biserica Philadelphia, fratele lui Marius, un om special. E adevărat că este frate de corp cu Marius, dar efortul lui, surmenajul la care s-a expus în perioada aceasta,
ne-a îngrijorat la un moment dat. Doar vreau să spun că familia extinsă Bodnariu are nevoie de rugăciunea noastră, pentru că atât Rut cât și ei sunt extrem de afectați și din punct de vedere fizic. La Washington DC, fratele meu de corp, care a venit din California, l-a abordat pe Marius Reikeroș, avocatul din Norvegia, și i-a pus o întrebare la un moment dat. A spus: Marius, cum rezistă familiile astea care sunt separate, despărțite de copii? Și puțin surprins de întrebarea fratelui meu, Marius a păstrat câteva momente de tăcere și, deși este un om foarte optimist și ne-a îndemnat întotdeauna să ne păstrăm buna dispoziție pentru ca să rezistăm presiunilor, a întors capul într-o parte și a spus: nu rezist. Mulți dintre ei intră în pământ înainte de vreme. Ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să dea sănătate lui Rut, lui Marius, familie extinse. Frate Daniel, cred că putem să avem conexie. Te rog să ne spui care sunt impresiile tale în urma protestului de la Oradea și tot ceea ce Domnul îți spune pe inimă. Ce voiam să zic este că și acest protest de astăzi, această demonstrație pentru noi este o minune. Atâția oameni, deci cred că au fost în jur de 10.000 de oameni strânși acolo, la Oradea. Și cred că numai Dumnezeu a putut să facă lucrul acesta, să vină pe inimile atâtor oameni, să iasă în stradă și să militeze pentru familie, pentru valoarea ce o reprezintă familia. Și în mod special pentru familia Marius și Rut Bodnariu, care trec prin această încercare. Și vreau să mulțumesc și pe această cale tuturor românilor, tuturor creștinilor, pentru că în momente ca acestea, când familia este încercată și o familie sau mai multe sunt încercate, ne dăm seama cu adevărat ce înseamnă pentru fiecare dintre noi familia. Și am auzit de multe ori spunându-mi se, am încercat să mă pun în situația lui Marius și Rut. Am copii. Și am încercat să-mi imaginez cum ar fi să nu-i mai văd, să fie luați de acasă. Și n-am putut să mă pun în situația lor cu adevărat și să înțeleg prin ce trec ei. De aceea cred că pentru toți drama aceasta ne-a atins inimile într-un mod profund și ne-am dat seama cât de mult înseamnă pentru noi copiii pe care îi avem. Și chiar vorbeam cu cineva aseară. Poate că acolo, într-adevăr, este Sbar Vernet care răpește copiii. Dar și în casele noastre, de multe ori, e cineva care ne răpește copiii. Internetul. Există această rupere în familie în care părinții parcă s-au despărțit de copii. Copiii au viața lor, părinții au viața lor. Și acum au realizat că, de fapt, fără să ne dă seama, se creează o prăpastie între părinți și copii. Și cu ocazia aceasta ne-am întors la valoarea familiei, la ceea ce înseamnă familia. Și cred că toți cei care au încercat să se pună în situația lui Marius și Rut și nu reușit, și eu personal am încercat lucrul acesta, n-am reușit să mă pun în situația lor și să, nu știu, e ceva imposibil. Și cred că numai Dumnezeu le-a dat puterea să poată să treacă prin încercarea aceasta. De aceea, așa cum spuneam, dar conexiunea proastă la început. Ne gândeam la început, în luna decembrie, vorbeam cu fratele Cristian Ionescu și ne gândeam cum să facem și Dumnezeu așa ne-a pus pe inimă, zic, ne rugăm, postim, că așa am început cu rugăciune și post, dar am spus, trebuie să ieșim în stradă și să demonstrăm pașnic, să scoatem la iveală tot ce ei vor să putină ascuns. Și așa cum ne-am gândit noi atunci, ne gândisem să fie la București, la ambasada Americii și în Washington. Dar ceea ce s-a întâmplat ulterior, vedem că a cuprins toată lumea. Și a ajuns să fie din Oslo până în Australia. Deci toată lumea să fie cuprinsă de aceste demonstrații pașnice împotriva acestui
demon care se luptă și vrea să distrugă familia. Și cred că Dumnezeu este suveran, este în controlul tuturor lucrurilor și toată această lucrare este în mâna lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu va da biruință. Dar mai întâi de toate, Dumnezeu a vrut să ne trezească pe noi, biserica, să trezească și pe alții care au uitat ce înseamnă familia și să vedem că avem un număr comun, toți creștinii. Și acesta este instituția familiei care Dumnezeu a creat-o. Amin. Domnul să te binecuvinteze, frate Daniel. O să ne vedem câteva ore mai târziu, pentru că la ora 10, ora Chicago, Ionel, asta înseamnă 18, ora 6 în România, vom avea o altă emisiune transmisă în direct la credo.tv și cu fratele Daniel și cu pastori din comunitatea noastră, pastorii Luigi Mițoi și Florin Câmpean, și vom demara marea acțiune de protest, pregătirea marii acțiuni de protest din data de 16 aprilie. Spuneai mai devreme, frate Daniel, că ne gândeam să facem două acțiuni de protest, poate în București, în Washington. Iată că acum sunt 10 în toată Europa și lucrul acesta este cu adevărat o intervenție divină. Modul în care oamenii s-au mobilizat, au luat inițiativă, ne-au contactat, n-am crezut niciodată că va trebui să le spunem: haideți să luăm o pauză în timpul lunii martie, să ne regrupăm, să facem și altfel de demersuri, probabil la demnitar, la oamenii politici, la cei care sunt în poziții de guvernământ, dar să ne pregătim toate resursele pentru ca în data de 16 aprilie, începând de la București, din toată România, în 10 de orașe, în 10 de capitale și mari orașe europene, și apoi continuând pe fusul orar până pe coasta de vest a Statelor Unite, să avem zeci și zeci de acțiuni de protest, probabil mai bine de 100.000 de oameni în toate aceste centre, care vor protesta în mod unit împotriva abuzurilor regimului Barnevernet din Norvegia, pentru valorile familiei, pentru familia Bodnariu, Marius și Ruth și copilașii lor, pentru celelalte familii. Este uimitor ceea ce a făcut Dumnezeu și este uimitor ceea ce va face Dumnezeu în continuare. Rămâneți împreună cu noi și frate Daniel, peste câteva ore ne vom reîntâlni să ai o altă intervenție atunci când vom demara pregătirile pentru acest protest. Vă mulțumesc mult! Stimați telespectatori, este cu adevărat uimitor ceea ce face Dumnezeu. Aș vrea să știu, frate Daniel, crezi că putem să avem o scurtă legătură cu Marius și Ruth? Ne auzi? Imediat. Cred că am un mesaj. Cred că am un mesaj de la Marius și de la Ruth, trimis prin telefon. Da. Vă salutăm și vă transmitem pace. Spuneam copiilor că Biblia ne învață să ne aducem aminte de cei care trec prin anumite încercări, ca și cum noi înșine am fi în suferință. Copiii au prins ideea și au început destul de repede, singuri și fără să le punem noi cuvintele în gură, să se roage pentru copiii care nu au casă, care nu au mâncare, care nu au o cameră de dormit, cu pat, cum au ei, care nu au o mamă care să le ofere dragoste. Nu ne-am așteptat că așa de repede o să fim și noi încercați. Nu ne-am gândit că o așa de mare mulțime de oameni se va solidariza, va suferi și va plânge împreună cu noi. N-avem cuvinte suficient de potrivite ca să vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră,
pentru ceea ce faceți pentru familia noastră și, sigur, pentru multe altele. Dar acele cuvinte pe care le avem le aducem înaintea Domnului ca o rugă și îi cerem Lui să vă binecuvinteze, să vă întărească și să răsplătească fiecărui suflet, fiecărei familii, fiecărei biserici, fie ca Hristos să continue să sfințească și să pregătească biserica pentru venirea Lui. Știm că sunt mulți care suferă și compătimim împreună cu ei. Ne gândim tot timpul că alții suferă poate mai mult decât noi. Cine poate măsura suferința? Știm că Domnul Iisus a suferit mai mult și că numai El cunoaște orice inimă. Împreună cu dumneavoastră ne-am pus încrederea în Domnul, care nu doarme și nici nu dormitează, ci veghează să-și împlinească lucrarea și ce începe El duce la bun sfârșit. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, a Lui să fie toată slava. Mesaj de la Marius și Ruth Bodnariu. Sperăm ca mai târziu în emisiunea pe care o vom avea să îi putem contacta, să aibă și ei câteva cuvinte pentru dumneavoastră. Stimați telespectatori, am vrea să vă spunem că din punctul nostru de vedere suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Orice lucru facem noi, fie că este vorba de a iniția și de a organiza un protest, fie că este vorba de a ne ruga și de a posti, fie că este vorba de a transmite aceste imagini și a le aduce în casele dumneavoastră, înaintea dumneavoastră, lucrare pe care a făcut-o Credo TV, mulțumim frate Marian, frate Ionel, echipa de la Cluj care s-a deplasat la Oradea și a făcut posibil această transmisiune în direct a evenimentului, a protestului de la Oradea. Mulțumim din toată inima, Steve, pentru implicarea ta. Ai venit exact la vremea potrivită ca o gură de aer proaspăt și ne-ai ajutat enorm, deși în zilele acestea familia ta trece prin mari, mari încercări. Sora de corp a fratelui Steve, Liana, este în spital în momentele acestea. A trecut printr-o intervenție majoră în pregătirea pentru un transplant de ficat care va avea loc în zilele următoare. Îndată ce acesta va deveni disponibil, este prima pe lista de transplanturi. Vă rog din toată inima, ca o paranteză, uneori parantezele în rugăciunea noastră sunt așa de importante. Atunci când Domnul Iisus Hristos se îndrepta să facă o lucrare extraordinar de mare în casa unui om, să învieze din morți o fetiță, în drum a avut loc o paranteză, o femeie bolnavă s-a atins de Domnul Iisus Hristos și din el a ieșit o putere, dar n-a ieșit puterea fără să poată fi înlocuită, pentru că s-a dus pe urmă la casa lui Iair și a înviat fetița, dar o putere suficientă să o vindece pe această femeie. Și ca o paranteză, să ne rugăm pentru Liana Bonica, pentru sora fratelui Steve, ca Domnul să lucreze și să-i dea sănătate deplină. Dragii mei, mulțumim tuturor celor care s-au implicat în cazul acesta, în cazul Bodnariu, și iată acum alte familii pot fi reprezentate alături de familia Bodnariu, dar mai mult decât atât, și am văzut în timpul protestului mesajele pastorilor, a oamenilor care au avut un cuvânt acolo, a prelaților, că de fapt lupta aceasta se extinde și devine mai mult decât un război pentru o familie. Deși scopul nostru imediat este să vedem cei 5 copii ai familiei Bodnariu înapoi cu Marius și cu Ruth. Nu ne vom opri până nu se întâmplă lucrul ăsta. Dar lupta noastră continuă la o scară mai largă, pentru că pe fondul asaltului și asediului împotriva familiei tradiționale, pe fondul diminuării rolului părinților, a apărut această tragedie Bodnariu în Norvegia.
în urmă cu mai mulți ani nu și-ar fi permis, nici n-ar fi îndrăznit să gândească să facă așa ceva. Atunci când familia era respectată, atunci când biserica era respectată, atunci când cuvântul lui Dumnezeu era la loc de cinste în societatea noastră, nu s-ar fi putut gândi să se atingă de copiii noștri. De ce o fac? Datorită dezintegrării familiilor, datorită faptului că diavolul a reușit să-și pună în aplicare un plan mai larg de dezintegrare a familiei, de redefinire a ceea ce înseamnă familia. Iată, dar, pentru ca să apărăm familia Bodnariu, pentru ca să apărăm toate celelalte familii în asemenea situații, pentru ca să apărăm familiile noastre, Credo TV, Tribuna Românească, toate instituțiile media creștine și nu numai, toate cultele, toate organizațiile și denominațiile, a venit vremea să ieșim în stradă și să proclamăm adevărul despre familia creștină, adevărul despre biserică. Recunosc și poate cel mai mare vinovat sunt eu. Am recunoscut asta în fața Bisericii Elim din Chicago și recunosc în fața întregii comunități creștine. Am declarat de multe ori că trebuie să stăm între zidurile bisericii, că trebuie să-i aducem pe oameni acolo, că nu trebuie să ne băgăm noi în sfera publică, că e contaminată. Și făcând lucrul acesta, n-am făcut nimic altceva decât să lăsăm o platformă goală pe care au ocupat-o stricații, desfrânații, pe care au ocupat-o oamenii fără Dumnezeu, care l-au scos pe Dumnezeu din spațiul public. A venit vremea să ne întoarcem la Scripturi și a venit vremea să ne întoarcem cu Scripturile și cu Dumnezeu în spațiul public. Să ne ajute Dumnezeu. Barne Barnetul niciodată nu ar fi ajuns la apogeul care l-a atins acum. Să ia copii cu numărul de zecile de mii și să atingă familii în așa mare număr în fiecare an, dacă creștinii nu ar fi fost așa de tăcuți. Într-adevăr, Scriptura ne învață ca să fim, cum am spus și cu altă ocazie, blânzi ca porumbeii și înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii. Însă, de data aceasta, creștinii se pare că cuțitul a ajuns la os și sunt determinați, au ieșit în stradă, doresc să-și apere familiile, să-și apere valorile creștine și să spună întregii comunități române, norvegiene, creștine de pe tot pământul, că trebuie să ne unim cu toții, să ieșim în stradă, să folosim platformele care le avem la dispoziție pentru ca glasul nostru comun să fie auzit. Nu ne mai putem permite ca să stăm într-un colț, să treacă toți peste noi. De data aceasta chemăm pe toți creștinii de pretutindeni ca să își spună vocea și glasul nostru să fie auzit într-un mod global și toate organizațiile de genul acesta, guvernamentale, de pe tot pământul, să primească un mesaj clar din partea creștinilor, căci valorile dumnezeiești care ne-au fost date prin cuvântul lui Dumnezeu vrem să fie restaurate, vrem să fie împlinite de toți creștinii de pe fața pământului și cu ajutorul lui Dumnezeu aceasta va deveni o realitate. Steve, ne rugăm pentru voi, pentru familia voastră, pentru sora ta, Dumnezeu să lucreze și îți mulțumim din toată inima pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce faci în comunitatea noastră și de asemenea în cazul familiei Bodnariu. E o mare plăcere să știu că pot să lucrez alături de voi în primul rând și am văzut modul în care Dumnezeu a atras și pe mulți alții. Trebuie să mărturisesc, frate Cristi, că în momentele în care noi ne-am întâlnit prima dată și am discutat ce urmează și cum va fi Washington și de ce și cum și detalii, nu am realizat la adevărata valoare magnitudinea pe care mesajul acesta și ecoul pe care mesajul îl va obține în rândul
românilor din America. Să nu uităm că trăim într-o societate în care confortul primează. E mult mai ușor să te uiți la televizor decât să ieși în stradă. E mult mai ușor să urmărești pe internet și să dai un like sau un share decât să share your money, decât să bagi mâna în buzunar, să scoți banii, să cumperi un bilet de avion, să zbori la Washington, să mai plătești cazare la hotel și toate. Și am rămas foarte uimit să văd la Washington 1000 de oameni. Iată puterea mesajului pe care l-ai transmis, iată ecoul pe care mesajul l-a obținut din rândul românilor americani. Spuneau oamenii din politica federală cu care ne-am întâlnit că o astfel de demonstrație în fața unei ambasade străine nu reușește să strângă 50 de oameni. Și am mai zis lucrul ăsta și o să-l tot spun, pentru că pentru mine a fost o minune, a fost o dovadă clară că Dumnezeu este Cel ce atinge inimile. Și sunt convins că și această emisiune din rândul telespectatorilor o să trezească oameni care vor zice: vreau să fac și eu ceva. Fie că sunt din Statele Unite, fie că sunt din alte orașe, sunt convins că vor fi oameni care se vor atașa eforturilor noastre de protest pașnic. Mă bucur că acestea vor continua, pentru că mesajul trebuie să fie susținut, convingător și fără oboseală. Mă bucur că în Houston, în San Francisco și în New York vor avea loc proteste în fața consulatelor, dar mă bucur și de faptul că pe lângă orașele acestea sunt multe altele care pe data de 16 aprilie vor arăta. Este și modul nostru de a-L mărturisi pe Dumnezeu, de a ne mărturisi credința, și noi discutasem săptămâna trecută despre acest lucru. E foarte interesant, trăim vremuri în care nu mai avem voie să ne rușinăm de credința noastră. Nu mai avem voie să stăm doar în căsuța noastră, în confortul nostru și să ne mulțumim că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Privesc cu încredere la tot ceea ce urmează în Chicago. Sunt entuziasmat pentru că deja am văzut doar câteva mici detalii care se pun la punct și nu o să dezvălui niciun secret decât atât vă spun, cel mai mare secret. Dragostea lui Dumnezeu e atât de mare încât eu nu am cuvinte, nu am cuvinte să-i mulțumesc. Ieri am experimentat o minune în sânul familiei noastre și este dragostea lui Dumnezeu. Acum trăim aceste momente în care orădenii au arătat la minus 6 grade, ce? Tot dragostea lui Dumnezeu. Dacă nu era dragostea lui Dumnezeu, eu nu cred că ieșeau oamenii ăștia în stradă. Frate Cristi, când ai zis prima dată să ne întâlnim aici, la 2-3 dimineața și să facem această emisiune, mă uitam așa și te știu om serios, nu aveai chef de o glumă, mi-am dat seama că e o provocare reală, cât se poate de reală, și am acceptat-o și eu și Marian și am zis gata, mergem, dacă oamenii din Oradea vor ieși în stradă pe frig, ieșim și noi pe toiul nopții și renunțăm la confortul nostru. Îndemnul meu pentru fiecare: ieșiți din zona de confort. Nu știu ce aveți în gândul dumneavoastră și nu știu ce posibilități aveți în fața dumneavoastră. Dar dacă nu veți ieși din zona de confort, dacă vă veți limita doar acasă pe acel covoraș frumos să vă plecați genunchii și să vă rugați lui Dumnezeu și să credeți că ați făcut totul, eu zic că n-ați făcut foarte mult. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Fratele Cristi are un blog care e atât de provocator și atât de informativ în același timp, Popas pentru suflet. Cei ce încă nu îl știți, cei ce încă nu l-ați citit, poate chiar și acest lucru este un efort de a ieși din zona de confort. Faceți efortul să intrați pe internet la popaspentrusuflet.wordpress.com. O să vedeți acolo mesaje, o să vedeți acolo actualități, o să vedeți acolo fotografii, dar o să vedeți acolo ceea ce citesc și norvegienii, mesajele acelea care sunt ca bisturiu în rană și sunt menite să scoată infecția afară. Și poate după ce citiți acele provocări pe acest blog, o să aveți și alte idei. Și un alt lucru pe care puteți să-l faceți, să mai trimiteți mesaje de încurajare atât fratelui Cristian Ionescu, cât și celorlalți din echipa de organizare și nu în ultimul rând familiei.
Mă bucur pentru rugăciunile fiecăruia și fără acestea nu putem face niciun pas înainte. Dar din nou, provocarea mea, ieșiți din zona de confort, faceți ceva mai mult. Foarte, foarte important de spus lucrul acesta. Unul dintre mesajele de la protestul din Oradea a fost pentru credincioșii din Norvegia care trebuie să se trezească. Dragii mei, unul din motivele pentru care Biserica Penticostală din Norvegia, Mișcarea Penticostală din Norvegia, ziarele și magazinele creștine din Norvegia nu au reacționat deloc în prima fază. Și apoi, când au reacționat, au reacționat ca niște instrumente de casă ale guvernului norvegian și ale instituției Barnevernet. Așa cum se întâmpla în timpul regimului de tristă amintire, când cultele religioase erau obligate să scrie articole și să scrie mesaje pe tonul partidului și pe tonul orânduirii dictatoriale. Motivul este că ele depind de stat, sunt subvenționate financiar de stat. Atât ziarele, și am publicat în zilele trecute, în mod documentat, un frate scump din Norvegia ne-a furnizat toate aceste date. A cercetat și ne-a dat aceste date publice, reale. Bisericile din Norvegia sunt subvenționate financiar de stat, substanțial subvenționate de stat. Milioane de euro pe an pleacă la magazinele și ziarele creștine și penticostale din Norvegia. Mi se pare foarte anormal, dar în contextul acesta e normal ca oamenii corupți, mercenarii statului, mercenarii instituției Barnevernet, să ia partea Barnevernetului, pentru că altfel își pierd privilegiile. Sunt familii care tremură de frica Barnevernetului. Mi-au spus pastori norvegieni că sunt în pericol dacă protestează, dacă transmit mesaje de suport pentru familia Bodnariu. Le e frică să nu vină Barnevernetul la ei la poartă. E un regim de teroare. Și vreau să mai afirm încă un lucru. Cazul Bodnariu este un caz de persecuție religioasă. Așa a început. Sigur că Barnevernetul nu spune asta. Sigur că au corectat documentele să nu reflecte acest lucru. Însă poziția lui Marius și a lui Rut în societatea norvegiană, în zona unde ei locuiesc, a fost o poziție intransigentă din punct de vedere creștin. E adevărat că au fost radicali, dar nu pentru că au fost exagerați, ci pentru că societatea norvegiană a devenit atât de radicală, anticreștină, împotriva valorilor adevărate ale Scripturii, încât Marius și Rud n-au avut încotro decât să devină radical pentru ei. Și în baza acestui radicalism interpretat în cultura norvegiană și de profesoara de la școală, s-a făcut reclamația inițială. În baza acestei reclamații a intervenit Barnevernetul în mod inițial. Asta a fost platforma de început. Că ei acum se ascund. Este un fals, este travestit cazul acesta. Și vreau să spun încă un lucru. Majoritatea întrebărilor din interogatorii la început au avut de a face cu credința, cu frecvența la biserică, cu educația care se dă copiilor. Pe urmă a avut loc acest shift, această schimbare către ideea de abuz. Dar, dragii mei, Marius și Rud nu și-au abuzat copiii. Unul din momentele de definire a acestui caz pentru mine a fost atunci când Marius a spus: eu nu folosesc o forță mai mare
împotriva copiilor mei decât atunci când mă joc cu ei și când râd. E nevoie de disciplină în familie. Iată ce a produs o societate fără disciplină. A produs în Norvegia un Breivik, care s-a dus și a omorât zeci de oameni și s-a dovedit că a fost crescut în sistemul de protecție a copilului în societatea norvegiană. Aș vrea, în urma unui cuvânt pe care colegii îl vor avea de încheiere acestei părți a emisiunii noastre, să luăm o pauză binevenită pentru noi, poate și pentru dumneavoastră, și ne vom reîntâlni de la ora 10, ora Chicago, ora 11 East Coast America și ora 8 West Coast America, ora 18 seara în România, vom reveni cu partea a doua a emisiunii noastre. Stimați telespectatori, din cele peste 20 de țări care ne urmăriți în direct, a venit momentul să ne despărțim și să vă mulțumim din toată inima pentru sacrificiul timpului dumneavoastră, pentru rugăciunile care le-ați înălțat pentru familia Botnariu, pentru valorile creștine, pentru credința care Dumnezeu ne-a dat-o. Vă mulțumim pentru solidaritatea dumneavoastră, vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru această cauză și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și vă invităm încă o dată să ne întâlnim cu ajutorul lui Dumnezeu la orele 10 Central Standard Time din Chicago, ora 10 dimineața, și în România orele 18, unde va fi o emisiune cu un palet de pastori din zona locală din Chicago, unde veți primi o grămadă de informații despre acțiunea care va continua. Cu ajutorul lui Dumnezeu, bulgărele de zăpadă din vârful muntelui și-a dat drumul la vale și începe să crească din ce în ce mai mare și cu ajutorul lui Dumnezeu așteptăm să avem biruință. Până atunci, vă dorim o zi minunată cu Dumnezeu. Mulțumim, frate Marian, mulțumim echipei de la Cluj care a fost la Oradea, mulțumim pentru disponibilitatea televiziunii Credo care a făcut o lucrare extraordinară, am urmărit imaginile în high definition, foarte bun, am avut și conexia de internet, nu, de acolo de la primărie. Și mulțumim și fratelui Ionel Bonta, care este în spatele camerelor. El a venit mai devreme decât noi, probabil când încă noi dormeam și probabil că va rămâne în continuare pentru că el pregătește și emisiunea în continuare. Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne revedem peste câteva ore.